Un agent de poliție din Sălaj a fost condamnat definitiv pentru efectuarea de acte de comerț incompatibile cu funcția de ținută în scopul obținerii de foloase materiale necuvenite. La 10 ianuarie 2018, Curtea de Apel Cluj a respins ca nefondat apelul declarat de agentul de poliție CUPG și a menținut hotărârea judecătoriei Zalău care l-a condamnat pe acesta pentru comiterea infracțiunii de efectuare de acte de comerț incompatibile cu funcția de ținută în scopul obținerii de foloase materiale necuvenite la o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani. Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Hotărârea instanței este definitivă. Reamintim că în fabla data de 7 iunie 2017, prin procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău, a emis rechizitoriul prin care a dispus trimiterea în judecată a unui agent de poliție din cadrul IPJ Sălea sub aspectul comiterii infracțiunii menționate. Dosarul a fost constituit în urma sesizării din oficiu a lucrătorilor din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Sălaj, referitoare la faptul că agentul de poliție coordona activitatea unei societăți comerciale. Din probatoriul administrat a rezultat cu certitudine faptul că în perioada 2010-2017, agentul de poliție a administrat în fapt o societate comercială și a efectuat numeroase operațiuni financiare prin conturile acesteia, deși acest aspect era interzis potrivit statutului polițistului. În cauză, lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Sălaj au fost delegați să efectueze mai multe activități de cercetare penală în vederea obținerii probatoriului necesar.